În cadrul unei ceremonii oficiale, președintele Consiliului Județean Mehedin Țeala din Georgescu a acordat premii pentru mai multe inițiative antidrog remarcabile. Evenimentul a avut loc la sediul Consiliului Județean Mehedinți și a avut ca scop recunoașterea eforturilor semnificative depuse de diverse organizații împotriva consumului și traficului de droguri. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a premiat astăzi mai multe inițiative remarcabile în domeniul luptei antidrog, într-o ceremonie desfășurată la sediul instituției. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a subliniat importanța acestor eforturi, acesta fiind mereu alături de inițiativele menite să combată consumul și traficul de droguri, fiind deschis să sprijine activitățile ce contribuie la crearea unui mediu sigur și sănătos pentru comunitate. Bun venit la Consiliul Județean Mehedinți. Invitația pe care v-am făcut-o să veniți astăzi la Consiliul Județean a plecat de la proiectul care s-a implementat în anul școlar trecut, Renunță la dependență să fie independent, inițiat de doamna consilier Vera Nicolae și, evident, cu determinare maximă din partea multor elevi. Vă felicit pentru faptul că v-ați educat copiii să stea departe de acest flagel nenorocit. La ceremonia a participat și consilierul DGASPC Mehedinți, Loredana Surcel, care s-a arătat deosebit de fericită de recunoașterea primită. Sunt mândră de ea și vreau să-i spun cu această ocazie că sunt mândră de ea. Și să fie în continuare puternică, să fie curajoasă și să lupte pentru ceea ce își dorește ea să îndeplinească ca scop în viața ei. Și vreau să mulțumesc organizatorilor acestui proiect și tuturor celor care au susținut proiectul, implicit și dumneavoastră. Premiile au fost acordate pentru campanii de conștientizare publică, programe de educație și prevenire în școli, servicii de suport pentru dependenți și familiile acestora și colaborări cu forțele de ordine. Veronica Nicolae, coordonatorul proiectului premiat, și-a exprimat bucuria, menționând că acest premiu reprezintă un impuls important pentru continuarea activităților și proiectelor viitoare. Promitem că și în anul următor vom desfășura și mai multe activități, dar vă solicităm, vă rugăm să ne fiți alături de fiecare dată când vom avea nevoie, la fel cum ați făcut-o și până acum. Apreciem foarte tare aceste stimulente, aceste premii. Ne întâlnim la începutul anului școlar să planificăm un proiect foarte mare care să fie implementat la nivelul tuturor liceelor din județ și așa cum domnul președinte al Consiliului Județean ne-a promis și sigur ne va fi alături pe tot parcursul implementării. Vom organiza nu doar concursuri premiate, ci și foarte multe activități benefice, vizibile, pentru că informarea este primul pas, apoi conștientizarea ca să putem să prevenim astfel de acțiuni nocive pentru o viață sigură a fiecărui om, în primul rând a adolescenților, pentru că știm că ei copiază comportamentul unii de la alții. Evenimentul a fost un prilej de a reafirma angajamentul Consiliului Județean Mehedinți, instituție condusă de președintele Aladin Georgescu, de a sprijini toate eforturile dedicate combaterii consumului de droguri și de a încuraja inițiativele care promovează sănătatea și siguranța publică.